Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață. Duminica a șasea după Rusalii, a vindecării slăbănogului din Capernaum. Evanghelia de la Matei, capitolul 9, versetele 1-8. Și venind Iisus în cetatea sa, iată, i-au adus un slăbănog zăcând pe pat. Și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului: îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Dar unii dintre cărturari ziceau în sine: acesta hulește. Și Iisus, știind gândurile lor, le-a zis: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Ce este mai ușor a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te și umblă? Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și sculându-se, s-a dus la casa sa. Iar mulțimile, văzând acestea, s-au înspăimântat și au dat mărire lui Dumnezeu, cel care dă oamenilor asemenea putere. Cei patru care l-aduc pe slăbănog în fața lui Iisus, nu doar fizic, ci mai ales prin credința lor, sunt simbolul bisericii. Ea, biserica, are datoria și puterea de a prezenta în fața tronului ceresc neputințele și paraliziile noastre. Prin ea Dumnezeu ne dăruiește iertarea păcatelor, care este adevărata vindecare. În Sfânta Liturghie avem un moment simbolic în care retrăim Evanghelia de astăzi și acest mister al Bisericii, acela în care preotul iese cu sfintele daruri, pomenindu-i pe cei prezenți, pe cei nevoi, pe cei adormiți, pe ctitori, într-un cuvânt pe toți, îi pune în mod simbolic, dar nu de aceea mai puțin real, pe acest sfânt disc ce va fi dus mai apoi în sfântul altar pentru a fi prezentat îndurării divine. Ne regăsim astfel printre părticelele de pâine puse pe altar cu toate nevoile noastre. Trei gânduri ar putea ajuta meditația noastră apropo de Evanghelia de astăzi. În primul rând, omul este prin definiție homo viator, tot timpul în mișcare, tot timpul călător. De la începuturile creației, pornim înspre Ierusalimul ceresc. Prin păcat, cel rău încearcă să ne facă să ne oprim sau să luăm o direcție greșită sau măcar să ne așezăm la marginea drumului vieții, la fel ca orbul din Ierihon și ca slăbănogul de astăzi. Iisus vine pentru a ne scoate din paralizia păcatului și a ne repune pe cale. În al doilea rând, importanța credinței și a mijlocirii pentru alții și a altora pentru noi. Iisus vindecă paraliticul din Evanghelie văzând credința lor, a celor patru care l-aduc la el. Nu ne mântuim singuri, ci și datorită rugăciunilor celorlalți, a părinților, a copiilor, a prietenilor și a multora pe care îi vom ști doar în rai. Suntem chemați de aceea să purtăm și noi patul slăbiciunilor altora. În sfârșit, sensul miracolelor. Pentru ca să vedeți că Fiul omului are puterea de a ierta păcatele. Pe bună dreptate, iudeii spun: doar Dumnezeu are puterea de a ierta. În fața lor și în inima noastră stă acela care poate ierta, Fiul lui Dumnezeu. Vindecarea e ceva temporar. Paraliticul vindecat se îndreaptă oricum înspre moarte. Lazar, înviat din morți, va mori oricum, ca și oricare alt om.
Iisus ne dăruiește adevărata vindecare, cea a sufletului, cea de păcate, care ne eliberează de umbra morții și ne face fii ai lui Dumnezeu, creați din țărână, dar meniți să împărățim veșnic cu Hristos. Lumina Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Se difuzează în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 de minute și imediat după rugăciunea rozarului de la ora 20 și în reluare lunea și marțea după liturghia de dimineață.